Doamnelor și domnilor, din studioul din Crângaș, vă prezentăm The Casual Friday Podcast cu Alin Florescu și tânărul Sergio. Podcastul ăsta e despre orice și podcastul ăsta are de toate. Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast. Sunt aici cu Tudor și Loredana. Hello! Faceți? Bine. Bine, nu? Da. Spuneți-mi cu ce vă ocupați voi. Mai exact. Ce facem, ce contează sau ce ne place să facem? Nu știu, ambele, puteți să-mi spuneți ce vreți. Păi, sau ce ați vrea să faceți chiar. Păi cântăm. Cântați. Asta e ce ne place să facem și în rest muncim, ca toată lumea. Păi și asta nu e o muncă cu cântatul? Într-o oarecare măsură e o foarte mare muncă și asta. Păi aia zic, nu? Dar e mai de plăcere. Da, adică putem să ne limităm și noi la turism, la gen, nu se numește muncă dacă îți place ce faci, știi? Mm-hmm. Dar depinde de zi. Depinde de zi, nu? Chiar depinde de zi. Și cum decurge o zi super blană, în care vă place, simțiți că sunteți acolo? O zi super blană presupune să cântăm ce avem în program, să ne distrăm făcând chestia asta. Mm-hmm. Pentru că câteodată, da, de ce să mint, e și un automatism. Te mai și plictisești, dar sunt momente când parcă toată lumea vine așa cumva, e foarte mare și dai blană tot. Okay. Vine natural și te distrezi, te simți bine, abia aștept să cânt. Și asta e. Așa, pentru tata care se uită, ce cântați mai exact? Epic folk metal. Epic folk metal, da. Cam așa se numește. Acum. Bine, așa se numește, dar acum trebuie să încercăm să adaptăm. Teoretic, practic, e ceva mai. Dacă îmi permiți să te întreb ce vârstă are tata tău. 50. 50, sper. Da, 50 are. Da, deci explicații lui tata care, mă rog, ascultă mai degrabă muzică populară, lăutărească din astea mai ieși, mai locale. Te rog, măi, ai legătura. E o diferență, într-adevăr, față de ce. Dar, cum să spun, ascultăm și noi ce ascultă dânsul, okay. Numai că noi am metalizat și am aprofundat totul, nu știu cum să zic. Știi? Adică alții care au mai ascultat Anteo s-au spus și că mamă, sunați ca Phoenix sau mai știu eu. Lucru care eu nu-s de acord, dar mă rog, dacă ei așa au înțeles, foarte bine, sunăm ca Phoenix. Deci suntem un fel de Phoenix mult mai agresiv. Phoenix și mult mai agresiv. Și cu foarte mult grau. Da, în principiu e instrumental destul de agresiv. Există și parte de voce masculină care e pe tehnică growl, cum a zis și el, parte de voce feminină, unde se întâmplă toată nebunia acolo ca o zână minunată. Mm-hmm. Așa. Și cumva încercăm să adaptăm teme din muzica populară românească, din folclor în principiu, mm-hmm, pe acest instrumental destul de agresiv din muzica metal. Și este ceva foarte interesant acolo, foarte energic. Toată lumea se distrează la concertele noastre în principiu și noi ne distrăm super tare. Adică cred că mi-ar fi destul de greu să renunț la genul ăsta de metal în momentul de față, pentru că se desfășoară într-un anumit mod toate concertele. Da. Dar întrebarea care se pune în momentul în care, mă rog, te apuci de muzică, ești tânăr, îți place muzica, chitara, whatever, îți place scena, îți plac oamenii care se distrează pe muzica ta, cum te gândești că, bă, epic folk metal, frate. Asta vreau să fac. Asta. Nu pot eu să explic. Aici nu ne-am gândit noi. S-a gândit altcineva înaintea noastră. Da, pentru că, în primul rând, să ne înțelegem. Nu e ceva super original. Na, nu s-a inventat chestia asta în România. Da. Pot spune că în fiecare țară sau în fiecare parte din Europa sau din lume există o ramură specifică zonei respective. Ok. Și eu fiind și fan și instrumentist, am prins valurile care au fost în anii 2000, mm-hmm, când la noi nu prea era cine știe ce scenă și după aia ușor, ușor oamenii care au început să creeze cu influențele de afară, să creeze ceva autohton, știi? Și normal că ei s-au gândit, tot ascultând trupe care cântă despre vikingi, despre celți, despre tot felul de chestii cu foarte multă influență din folclorul local și așa mai departe, au zis, bă, de ce să nu cântăm și noi despre taci sau despre ce avem noi? Că uite, se poate. Mm-hmm. Și atunci oamenii au fost foarte inspirați. Folclorul este și super melodic. Mm-hmm.
noi, într-adevăr, nu preluăm ceva gata existent și-l metalizăm. Facem tot posibilul să înțelegem mecanismul prin care se creează o astfel de muzică și să o creăm noi. Chit că nu sunt multe chestii de creat în folclor, dar măcar să încerci acolo. Că e ușor. Da, e foarte ușor să iei o temă, nu știu ce să zic acum, Bun e vinul Gurghiuliu. Da. Și Felix a făcut chestia asta în 67. E ușor să iei chestia asta și să o distorsionezi și, și gata. E ușor. Mm. Da, na. Așa că, văzând că sunt foarte multe lucruri interesante și folclorul, nefiind o muzică de suetă, nu e pentru bătrâni neapărat, are farme cu ei, e plăcută, e, îți creează toate stările posibile, mergea, se putea adapta. Așa că așa s-a ajuns la Epic Folk Metal. Da, zici folclor, dar lumea se gânde, când zici folclor în România, lumea se gândește mai degrabă la, nu știu, Maria Lătărețu și habar n-am, Petrică Mățu, cumva nu, se mai ales Grigore Leșe. Grigore Leșe, da, băieții. Ceea ce faceți voi, adică nu e, voi nu vă referiți când ziceți folclor, nu vă referiți la folclorul ăsta. Nu. În primul rând ăsta, dacă mă întreb pe mine, nu-i folclor, este muzică populară de petrecere. Ce să drag? Okay. Nu spun, da, okay, nu, okay. Nu vreau să jignez pe nimeni, Doamne ferește, nu. E și asta o muzică. Nu. Da. Dar nu, noi ne referim la ceea ce s-a cules de mult. Uite, îți dau un exemplu. Cel mai prolific în sensul ăsta a fost, culmea, un maghiar, Bélo Bartók. Deci el n-a făcut nimic altceva decât să se ducă în toate satele din Bistrița și de peste tot Timara Mureș și așa mai departe. I-a plăcut foarte mult. A auzit la un moment dat un cântec de leagăn de la o slujnică. Dar nu glumesc, chiar așa e povestea. Și a zis, domne, e interesant ce fac ăștia. Și s-a dus cu un patefon, nu știu cu ce se înregistra la vremea aia, cu fonograf Edison, habar n-am. Și el a cules folclor românesc în traci și are o grămadă de arii pe chestia asta și sună de plânge. Îmi zic și eu acum ca Covaci, că mă apucă plăzul și mai știu ce mai. Așa că, cum să spun, există izvoare. Există izvoare de folclor autentic. Uite, Brâncuș culegea pentru Maria Tănase, folclor din satele oltenești. E adevărat, hai să zicem că din punctul ăsta de vedere au mai norocoși, pentru că atunci România așa rudimentară cum era, na. Aveai de unde să găsești doine și doinițe și mai știu eu ce învârtite. Pentru că, na, asta era societatea agrară țărânească. Și, mă rog, e și acum. Dar trebuie să se facă distinția între muzică populară și folclor. Da. Sunt două lucruri total diferite, cel puțin din punctul meu de vedere. Și de unde luați voi, de exemplu, muzică despre daci din satul românesc? Măi, nu există. Nu există muzică despre daci. Dar... ai toată libertatea artistică din lume să cânti despre ce vrei tu. Corect. Deci ce avem noi aici? Îți dau un exemplu. Noi îl avem ca exemplu pe Florin pentru că el, pe lângă Anteos, cu un an înainte a făcut și o altă trupă care se numea Cagayan. Eu, fiind adolescent la vremea, eram și super mare fan. Și cum nu se întâmpla mare lucru pe la noi, a apărut o trupă care avea versuri cu tematică dacică fix pe modelul vest, cum cântau ea despre vikingi. Și de seama că toată lumea a rămas mască. Bă, ăștia cântă despre daci. Deci așa erau concertele atunci și era plin. Tu știi cum? Toată lumea vuia. Era ceva wow. Știi? Și asta e, bă, cu puțin talent liric, faci despre daci. Cumva mi se pare interesant că muzica voastră, așa cum o prezinți, un fel de metal despre daci, folclor, whatever, la prima strigare așa ar părea că publicul vostru e, nu știu, cel puțin spus ciudat. Pentru că, în primul rând, oamenii care ascultă folclor nu prea ascultă metal. Oamenii care sunt fani înfocați daci, cum le mai zice în popor dacopați, care cred nu-i nimic, că aici, a fost, și metal, aici a fost leagănul civilizației și grădina Maicii Domnului. Dacă ajungem și acolo, da. Așa, cumva, nu știu, oamenii ăștia, pe lângă faptul că sunt un public destul de pestriț, așa, nu știu dacă se întâmplă să, cum să zic, să le satisfaceți voi toate chestii, toate... Da, e imposibil.
Păi da, asta zic. Stai, nu, nu, e că, imposibil. Pe de-o parte, dacă copații, nu știu dacă ascultă metal, ăștia care, cărora le place folclorul, nu prea ascultă metal, cine ascultă epic folk metal? Cum arată fanii voștri? Cine sunt fanii voștri? Sunt practic, fanii sunt oamenii care... Fanii noștri sunt exact aceiași metaliști care ascultă orice fel de metal. Da, asta mă gândeam, că practic... Dar, bine, aproximativ, pentru că vezi, ai zis bine că sunt destul de pestriți. În primul și în primul rând, nu tuturor le place. Multora li se pare o prostie. Și ceva total ridicol, deci vă glumesc. Bine, și recunosc că în anumite cazuri au dreptate, că sunt unii care merg un pic cam departe, apropo de ce ai zis tu cu dacopatia și așa mai departe. Deși noi, în fine, vorbind în numele Anteos, chiar nu s-a pus vreodată problema de așa ceva și, și o pot dovedi cronologic, dacă vrei. Da, bine, zic mai târziu. Ideea e că dacă le place, vor veni să asculte. Și să știi că noi când am cântat la festivaluri mai amestecate, s-a mai întâmplat. Rar, dar s-a întâmplat. Uite, am fost la Student Fest Timișoara. No. Acolo au cântat formații de mai multe profiluri, ca să zic așa. Da. La fel, am mai cântat undeva în Orăștie. Unde cap de afiș a fost Phoenix. Deci nu era toată lumea super rockeră metalistă, dar toți au auzit de Phoenix și au venit să vadă Phoenix. Ne-au ascultat și pe noi. Uite ce frumos sună piesa aia prin Fiul Grei Strămoșesc. Vai, da, ce temă frumoasă. Vai, da, ce așa. Unii, într-adevăr, zic, mamă, de-ar lăsa ăsta grohăinile sau mai știu eu ce naiba. Dar în rest, vai, da, ce frumos, da, ce interesant, vai, da, nu știu ce. Deci, să știi că nu toți sunt fixați pe o nișă, să zică că dacă, mamă, dacă ascult Maria Lătărițu și așa mai departe, Anteos o să mi se pară o abominație și o pervertire a sufletului românesc cu sunete satanice. Da, chiar, că aveți și chestia asta, adică de asta zic că mi se pare interesant că oamenii care ascultă asta și sunt acopați de obicei sunt și uber creștini din aia și cumva, exact cum ai spus tu, mergeți la un festival în Orăștie, vine lumea să vadă Phoenix și după aia apar niște băieți îmbrăcați în daci cu scuturi și blănuri pe ei care... Să știi că s-a întâmplat asta în ultima vreme, dar s-a nu aveam... Asta și lumea... Avem noi bani de arme. Și lumea e la modul... What? Nu, să știi că chestia asta chiar e privită super mișto. Și adică e mai mult o chestie de show, bineînțeles. Da. Toată costumația, toată nebunia asta. Noi avem niște prieteni care la fel se costumează și sunt mai fac na, mai vin la noi la concerte, se mai luptă prin fața scenei pe acolo. Adică e foarte interesant. Da. Dar ca să înțelegi, nu tot ce înseamnă Anteos e despre daci sau despre istorie sau etc. Adică asta a fost cumva pe la începuturi. Ultimul album pe care l-am scos la finalul lunii septembrie anul ăsta. Cum se numește? Renăscând se numește, da. Are cumva o altă tematică, abordează cumva alte subiecte, nu mai e pe aceeași linie pe care am ținut-o până acum. Și deocamdată avem feedback-uri ok. Așteptăm să vedem cum va fi și când urmează perioada de vară, unde o să mergem pe la festuri și mai multe evenimente. E clar că fanii voștri cumva sunt sigur că vă apreciază foarte mult, pentru că presupun că sunteți cam singura trupă din România care face chestia asta. Nu, nu. Departe, nu. Pot să spun cu mândrie, sau, mă rog, poate unii să zică boșini sau ceva de genul, că avem personalitatea noastră, dar nu suntem singuri în niciun caz. Interesant. Da, cumva, da, mai există și alte trupe de folk metal la noi în țară, dar sunt diferite de noi, adică nu prea ne intersectăm în unele chestii. Da, există loc sub soare pentru toată lumea în principiu. Da. Mi se pare interesant pentru că, adică, nu știu, din punct de vedere comercial, așa să zic, din punct de vedere pecuniar, din punct de vedere a, nu știu, măcar, adică, cum să zic, banii pe care i-ați putea câștiga voi dintr-un public, nu pare un stil de muzică foarte fezabil. Adică e clar că dacă vrei să duci viața aia de rockstar cu, nu știu... Aici cred că poți să te și contrazic, pentru că e mai fezabil decât dacă am cântat hard rock sau alt subgen de metal. Pentru că se întâmplă o întreagă distracție la noi la concerte și asta atrage publicul, atmosfera, show-ul. Asta e, de fapt.
energia noastră, chestii pe care o transmitem publicului. Ei o primesc foarte mișto și ne transmit la rândul lor la fel și e un win-win tot timpul în concerte și cred că asta face și genul ăsta de muzică unul mai special, pentru că toată lumea se simte bine la concerte și cumva uiți de tot și o atmosferă super cute și toată lumea se distrează. Super cute, da. Când vine băiatul și zice, o, dacilor, zbor, super cute. Da, nu, chiar e. Foarte cute. Da. Vezi un ăsta bărbos cu scutul după el. Simpatic. Sabia și așa mai departe și spune. Salut, eu sunt Costel. Uite, pot să dau ca exemplu, eu nu ascultam folk metal înainte să intru în această trupă. Okay. Simpatică. Ți-am zis că vor asculta. Da, adică nu mi se părea că... Dar muzică populară. Da. Nu mi se părea că mă potrivesc cu genul ăsta de muzică. Mie îmi plăcea mai mult simfonic, metal, Nightwish, da, alea nebunii, da, foarte melodic, etc., etc. Adică dar în același cumva. Timp, cum s-a întâmplat toată minunea, chiar el mi-a scris că sunt în căutare, m-a găsit pe Facebook, că sunt în căutare de vocalistă pentru o colaborare și când a zis colaborare, a zis ok, ar însemna ceva în studio, I don't know, featuring, o piesă, poate un concert ca și guest, nu, ca membru permanent. Nice. Ok, nu am știut ce să zic la început, am ascultat prima oară vestita noastră piesă Noaptea Senzienilor, care are cel mai multe vizualizări din toate de pe YouTube. Și prima oară nu am înțeles nimic, adică nu prea era pe sufletul meu, cumva. Și el m-a invitat la concert. Cumva, la o săptămână după discuția noastră, se întâmpla un concert în București. Am zis, ok, o să vin, bineînțeles. Și cred că a fost unul din puținele concerte la care chiar m-am distrat. De obicei nu fac asta. De obicei sunt destul de analitică, stau în public, văd ce face ăla, ce face aia. Bineînțeles, na. Da, un obicei. Îți notezi. Da. Și chiar m-am super, super distrat la concertul lor. Și ăla a fost momentul în care am zis, ok, trebuie să încerc și chestia asta. Și nu-mi pare rău nicio clipă, pentru că e o întreagă nebunie în concertele noastre, chiar e super cool. Păi da, nu vezi e fiecare o întreagă zi, distracție. Hai duci, daci, vârcolaci. Da, da, foarte cool. Da, cum, nu știu, când asculți, mă rog, un gen de muzică sau când asculți o piesă și asta, e cumva chestia că s-ar putea să te regăsești în versuri sau te ating cumva piesele în ale căror versuri te regăsești oarecum sau așa. Mi se pare foarte greu pentru fanii voștri să se regăsească în niște versuri care sunt despre niște daci care pleacă la război cu scuturile în spate. Of course, și da. Asta îți spuneam mai devreme, că a existat toată această tematică până la ultimul album. Chiar și penultimul nostru album a avut cumva o altă țintă tematică, nu știu cum să o numesc exact. Bine. Dar piesele de pe ultimul album, într-adevăr, au un sens. Se vorbește despre ceva, te poți regăsi în ceva ce zic eu acolo sau zice colegul meu de la voce acolo. E altfel. E mai mult despre trăiri, despre sentimente, despre emoții, despre adică se poate duce și în zona aia și e destul de simplu. Nu e neapărat folk metal ăla, dacă o vine și... Nu. Dacă vine. Nu. Păi și nu vă gândiți cumva că, nu știu, o să dea mai prost albumul ăsta, pentru că mi se pare că mare parte din ceea ce vă face voi unii și chestia asta e fix chestia asta de reenactment, de hai duci, dași vârcolaci. Nu, în general. Deci, uite, tu ai zis adineaori că să pare un pic ciudat cum ar putea să se regăsească, nu știu, să știi că poate să se regăsească, la fel cum o parte poate să zică, mamă, ce tâmpenie, știi? Dar, în general e o loterie. Niciodată nu știi, tu pui acolo, îți pui sufletul pe foaie. Nu știu ce zis asta, parcă mafia, în fine. Îți pui sufletul pe foaie, pe partitură, îți faci piesa așa cum îți place ție, mai departe, n-ai de unde să știi dacă se plac oamenilor sau nu. Da. Poți bănui, zici, mamă, uite ce bine ne simțim noi, sigur o să simtă și ăștia bine, nu știu ce, dar nu e obligatoriu. Cred că la noi primează mai mult partea instrumentală. Nu versurile, în principiu, sau așa a fost până acum. Cred că partea instrumentală e aia care îți transmite un vibe. Da.
Da, na, my point was că, na, dacă scrii un vers de genul să ia foc alumânarea cine a scos învârtitoarea, cumva, e clar că atingi destul de mulți oameni, că toată lumea bagă la ruletă și toată lumea pierde la ruletă și are cumva un resentiment față de asta. Dar, na, la seminția dacă, de exemplu... Stai, ai ascultat? Da, mă, v-am și ascultat. Okay. M-am uitat la clipuri. Și care e piesa ta preferată? Păi asta, cum se zice, Alean? Alean. Da, e printre, da, se poate spune că e printre alea noi. Uite, Alean nu este o piesă despre daci. Exact. Da, nu, știu. Chiar n-are nicio treabă cu daci. Da, deci, e hippie joy, mai despre o călătorie a unui dude. Da. În principiu. A unui bade, nu a unui dude. Bade. Da. Cumva, adică, nu știu, vizual vorbind, când zice cineva Anteo sau când mă gândesc la voi, tot la haiduci, dași, vârculași mă gândesc. Bineînțeles, adică... asta a rămas imprimată foarte bine. Bă, ce să zic acum? I think outside the box. Da. Da, mă rog, oricum face parte din trademark-ul vostru, I guess. Mi se pare super tare. Nu, trebuie ca artist, acum mă rog, la modul cel mai serios, trebuie ca artist la un moment dat și ție îți vine să mai încerci altceva. Clar. Știi? Că nu poți să te învârți, adică, într-adevăr, invidiez toate formațiile care sunt la fel 40 de ani și toată lumea îi place exact la fel ca cu 40 de ani, știi? Și da, nu știu decât două formații care sunt așa, respectiv Motorhead și AC/DC, care sunt exact la fel notă cu notă de 40 de ani. Da, și n-au avut nevoie să scrie. Gândește-te să te duci la un concert AC/DC și să asculti un album făcut în 2019. Că nu, frate, tu te duci să asculti Thunderstruck. Nu, poți să asculti și din 2019, că sigur, tonul de chitară e același, riff-urile sunt aceleași, ritmul e același. Da, tu plătești să auzi Thunderstruck și... Asta, categoric, nu se pune problema, dar să știi că se poate. Mai există și acum cazuri fericite, că înțeleg unde bați, mai există și acum cazuri fericite în care o trupă super cunoscută poate să scoată un album foarte șmecher. Chiar dacă are foarte multe mișto în spate, dar chiar poate să scoată un album foarte șmecher. Ultimul caz, din punctul meu de vedere, e Judas Priest. Metallica. Și Metallica, da, da. Deci da, chiar au scos niște super albume. Da, gen ăsta de la Metallica, ultimul, a avut succes sau nu? Da, a avut. E adevărat, acum eu am fost și fericit că la concert am fost și mi-au cântat și piesa preferată de pe albumul ăsta. Hello on Fire, o super piesă. Dar da, eu zic că a avut succes. Chiar a prins pentru că au îmbinat perfect vechiul cu nou, știi? Întâlneai elemente din toate și asta e foarte greu de făcut, dar tot așa, e și o chestiune de noroc, trebuie prinzi un moment mai bun de inspirație. Când se aliniază planetele, nu știu. Da. Deci nu există o formulă. Să știi că chestia asta cu reinventatul și cu schimbatul și cu adaptatul foarte rar funcționează. Categoric. Mm-hmm. Foarte rar funcționează, adică... Sunt artiști care se păstrează peste ani și ani. La noi, de exemplu, mă gândesc că, nu neapărat în domeniul vostru, dar, de exemplu, Delia, dacă te uiți la Delia a rămas super fresh. Da, a rămas super fresh, dar în același timp. Și până acum. Și a schimbat și ea, bineînțeles, stilul de-a lungul timpului. A fost tot timpul actuală. Da, dar cumva și-a schimbat... Da. Asta, nu știu, mă rog. La Loredana, na, a tot apărut pe la televizor, cumva nu neapărat din muzică s-a realizat ea. Dar cumva, na, Delia a fost un artist trending o perioadă foarte mare. Și a pornit de la chestiile cheesy de la începutul anilor 2000. Da. Și dacă, deci dacă te uiți la tovarășul ei, Nick... Noroc. M-am uitat foarte mult la amândoi când aveam 10 ani. Da, tovarășul ei, Nick, acum... Nu mai evit ocazional în concert. La nostalgia, la Romex. Rest moare de foame. Adică, mă rog, cel puțin muzical. Poate că nu moare de foame, dar chiar și așa. Nu are o carieră muzicală. Da, deci, mă rog, e o chestie care e greu de păstrat notorietatea asta pe o perioadă mare de timp, pentru că, se schimbă vremurile și cumva dacă fanbase-ul tău crește, nu mai poți neapărat nici să cânti aceeași chestie dacă nu e timeless, pentru că, ei au crescut și nu mai ascultă porcăria aia. Bineînțeles. Deși, uite, s-au reunit, Andrei. Cine? S-au reunit, Andrei? Da, și au scos o piesă și cam mai a fost. Băi, dar cântă piesele vechi, eu m-am uitat la filmări, cântă piesele vechi și lumea aici face lumea.
Păi dar mă, e nostalgia. Nu, exact. Nu e nostalgie, dar uite, fac bani, fac. Nu știu dacă fac bani. Fac, îți spun eu că fac. Fac. Da, cred că ăsta a fost și scopul. Da. Cumva nostalgia asta e destul de perversă, știi? Că acum mi se pare că suntem o generație de depresivi și... Corect! Corect, nu? Corect! Anxioși, depresivi, și ascultând muzica aia, chiar dacă, ok, nu asculti acasă, că, na, whatever, când o asculti la o petrecere, cumva te aduce într-un moment în care n-aveai probleme din astea existențiale, da, și îți dă așa un refresh. Bine, asta e valabil pentru toate generațiile, ca așa, de pildă, și maică mea se simte la fel când aude ABBA. Știi, că asta ascultam studenție. Ca urmare, așa suntem și noi. Da. Deci... Da. Are și nostalgia rostul ei, ce să zic, uite, eu într-un fel îi invidiez, pentru că până una alta asta cam demonstrează că ce ai făcut a rezistat în timp. Ai lăsat ceva după tine. Oare, și nu-și dorește chestia asta. Oare, sau oare pur și simplu ai făcut, nu știu, o chestie catchy la momentul ăla când nu se produceau foarte multe chestii și aia a rămas și practic după ce generația noastră o să îmbătrânească iremediabil și nu o să mai prea asculte muzică, muzica aia o să dispară. Adică nu cred că, nu știu, copiii care n-au fost crescuți pe muzica aia o să asculte N&D, Vino la mine. Sincer să-ți spun, la câte petreceri de 90 sunt numai luna asta, cine dracu nu o să-și ia copiii să-i ducă acolo? Da. Deci o să asculte și copiii, stai liniștit, măi. Da. Voiam să vă întreb, voi, de exemplu, când mergeți cu bandul la concert și cu toți băieții aia daci, cu toate costurile. Nu vin tot timpul, dacă sunt în proximitate, vin. Mă gândeam cum arată chestia asta, gen, voi sunteți cu venul după voi, cu portbagajul plin de săbi și scuturi. Nu, de scule. Ale lor sunt de săbi și de scuturi, da. Am înțeles. Și vă oprește poliția. Sau, mă rog, îi prinde pe băieții aia cu scuturi în spate. Zic eu că nu se întrebe de permisul, se întrebe, wow, dar ce faceți voi? Vai, domnul, dar ce barbă frumoasă aveți. Avem meci cu aia din Craiova. Cine ar câștiga dacă s-ar bate dacii cu brăilenii? Îți zic eu, ar câștiga celții gălățeni. Gălățeni? Pentru că galații au fost un neam de celți din... În fine, poveste lungă. Mai bine lasă. Bine, acum, fii atent, acum sper că am zis bine, fiindcă s-ar putea să fi greșit. Da, sunt sigur că toți istoricii care se uită la podcastul ăsta, ești istoric? El e istoric, da. Nu, e foarte mult spus. Am absolvit, da, nu, istoric, e la care chiar sunt. Așa, să revenim la ce spunea el. Ce spunea? Păi zis de poliție, poliție, mă lasă poliție, lasă-o în pace. Da, cum arată, nu știu, ne întâlnim de obicei dimineața foarte devreme, la 6 așa, când avem de plecat undeva, ca să nu prindem foarte aglomerat în București, asta e regula de bază. Ori încărcăm sculele de cu seară în dubă, ori dimineața ne adunăm, strângem tot. Da? De obicei suntem foarte atenți să nu uităm nimic, așa, plecăm la drum. Nu e așa interesant cum sună, mamă, star, da, rock, merg în turneu, distracții, femei și alte nebunii. Nu, dormim tot drumul, în principiu eu cel puțin. Normal. Așa ei își găsesc de treabă. Ajungem la locație, proba de sunet, care durează în jur de o oră, poate o oră jumate, în funcție de cum ajungem acolo. Poate prindem și o oră, două, să mergem la hotel, să ne relaxăm înainte de cântare, etc., etc. Ajungem înapoi la club, de obicei mai devreme, înainte să începem concertul, mai stăm, mai vorbim cu oamenii de acolo, care sunt super simpatici și de obicei în fiecare oraș în care mergem, revedem aceleași fețe, vin tot timpul la concertele noastre, într-adevăr vin și oameni noi, dar și cei care au fost și alte dăți, îi regăsim acolo. Așa, și la concerte, ți-am zis, e o întreagă nebunie. După care mergem, nani, a doua zi dimineața plecăm spre o altă locație. Și cum e, nu e gen viața asta de rockstar
față de ce vă imaginați voi când v-ați apucat? Față de, nu știu, eu nu-mi imaginam cumva altceva. Probabil altcineva își imaginează, cine știe ce, petreceri nebune în dubă și alte nebunii. În dubă. Nu există ceva. În backstage. Nu există așa ceva. Exact. Noi după o cântare suntem praf de obosiți și abia așteptăm să tragem pe dreapta. Adică nu. Bine, știi ce se întâmplă acum când e multă lume și multă adrenalină și chiar dacă ești obosit, tot îți vine chef să mai stai la băut sau mai știu eu ce. Dar, da, bineînțeles că după concerte mai stăm cu oamenii de vorbă, bem ceva împreună, povestim, etc. Dar etc. lumea trebuie să știe, nu te așteaptă niște gagici doar cu prosopul pe ele în spate, ci te așteaptă un urman de scule care așteaptă să fie cărate. Aiurea, frate. Aici, uite, aici, vezi, aici te așteaptă. De-aia fac eu podcasturile astea, ca să nu vină să mă apuc așa de rock și asta și să fiu dezamăgit. Ia uite, frate, trebuie să car scule. Ce în loc sunt care alții? Da. Asta e, e și asta o treabă. Uite, da, da. Eu fiind tobar am cele mai multe scule de cărat. Scule. Deci... Nu ți se pare tare chestia asta că sculă, când zici sculă, te gândești imediat la chestia aia, gen la, cum să zic, argou, care, cum să zic, denumește falusul. No. În loc să... Nu, că... ai pentru bătrâni. Da? Să fim serios, sculă. Cine vrea cum ai ce sculă? Aia zic. Dar nu, dar prima dată când auzi, eu cel puțin prima dată când am auzit sculă, am auzit-o cu sensul ăla. Și după aia când am aflat că sculă e de fapt unealtă, da, eram gen, du-te bă, că n-are cum. De la început, de mic, am aflat că scula e unealtă, știi? Dar doar la bunică mea auzeam sculă, fix în sensul cu alte de falus. Conotații, da. Și mi se părea amuzant, știi? Dar da, ce dracu mă, ce sculă acum, știi? Da, nu mai zice nimeni, dar cumva, na, nu știu, eu prima oară am auzit de chestia asta și de fiecare dată când zicea aduci tu sacul de scule, îți dai seama că râdeam. Acum o să am o imagine foarte greșită de fiecare dată când pomenește cineva de strâns scule sau voi, cărat scule. Și că te gândești că eu am și mai multe. Băi, da, e cele mai multe. Da, și voi umblați toată ziua cu scule. Exact. Cântăm la ele. Da. Mi se pare că, și frate, chestia asta, uite, glumele de genul întotdeauna provoacă cel mai mult râs as opposed to glumele alea atent făcute și, cum să zic, gândite și lucrate și așa și după aia zici sculă. Da. Sau nu, uscoi. Uscoi. Crede-mă. Da. Ai de unde alege. Da. Apropo, pe el cheamă Tudor Uscoi. Cu și e pe bune. Numele e pe bune. Uscoi. Da. N-are cum să fie altfel, că nu e ca și cum cineva ar vrea să-l cheme așa sau... Nu, nu ți alegi, dar știi ceva, face parte din mine și decât să mă cheme Popescu ca pe jumătate de țară, da. Așa ies în evidență ce da. Adevărat. Și așa zice lumea? Nu mai sunt la școală, deci nu mai zice lumea așa. Și acum zic Tudor, pur și simplu. Da. Aiurea, frate. Trist, nu? Exact. Și te mă cheamă și Alexandru, dar imen vreodată nu m-a strigat Alex. Eu îți mai zic la mulți ani de ziua din anume, că mi-amintesc că e și ziua ta. Da, tu și mama, dar... tu și mama! Dacă stau foarte bine să mă gândesc, aveam... Numai în clasă la liceu am avut vreo 10 Alexandrii, deci dacă mai eram și eu al 11-lea... Na, da, asta e. E un nume de obicei pe care îl pui acolo să fie. Exact, ursitoarele au spus că eu nu trebuie să fiu anonim. Asta e, ce să faci? Da, bă, văd că vă place vinul, îmi place, mă bucur. Băi, bă, da, e bun al dracu. E bun vinul Gheorghiuliu, zice o vorbă. Chiar din e foarte popor. Bun, bine. Da. Foarte bun. No, mereu când am fost acasă weekendul ăsta și mereu când mă duc acasă, îmi dă tata vreo 7 litri de vin așa să am la podcast. Să ai la podcast, da. E foarte amuzant tata și când mă duc acasă, de obicei, ajung acasă în momente destul de inoportune. De exemplu, sâmbătă asta am ajuns pe la 2, după ce mă trezisem la 7, după seară înainte era vineri, îți dai seama că vineri, na, ce face lumea, vineri, whatever, am ajuns, eram nostalgia, praf, efectiv, eram praf când am ajuns acasă la 2. Și bă, 2 e oricum o oră rea de băut pentru oricine, știi? Da, categoric. Dar, na, tata fiind tot timpul bucuros că vin acasă, simte nevoia să bea ceva cu mine. Foarte frumos. Și ajung eu, nici nu-mi pun bagajul bine, vine tata cu o sticlă de whisky,
să-mi pună în pahar și zic, bă, tată, nu, bă, încă, uite, e două, e de vreme, nu știu ce. La, i-am văzut așa dezamăgirea pe față, mă rog, și-a pus lui niște whisky, asta e, mai stă ce stă. Da, un vin, bei. Cumva, nu știu, la noi vinul nu e considerat, mai ales dacă e vin de țară, de casă, nu e considerat alcool sau ceva. Bineînțeles. Din ce zonă, dacă îmi permiți? Oltenia, Gorj. Păi și stai puțin, vin și nu Zaibăr? Bă, nu e Zaibăr ăsta, adică Zaibărul e ăla mai negru, așa, mai roșu spre negru, mai tare. Ăsta e o chestie mai light, așa, mai, cum să zic, demi-dulce, I guess. Bun. Uite, apropo de Gorj, spre marea mea rușine, eu nu mai țin minte cum îl cheamă pe domn, dar în Târgu Jiu există un băruleț foarte drăguț pe nume Piano. Da, știu. În care, cum să spun, omul, repet, mie îmi pare foarte rău, poate știți voi cum îl cheamă, că eu am mers, uite, mărturisesc, niciodată n-am plecat treaz de acolo, ca urmare n-aveam cum să țin minte cum îl cheamă, dar da. Întotdeauna ne-a primit ca pe copiii lui, nu gândesc, deci am cântat simpatic. Și noi de două sau de trei ori pe acolo, întotdeauna ne-a primit ca pe copiii lui, deci niciodată nu s-a întâmplat să plecăm de acolo. Și nu doar acolo, mai avem și acolo, alte orașe. Am dat un exemplu, unde... că tot ești din Gorj. Da, uite, vineri cântăm la Suceava. Uh-huh. La da. Suceava, tot altul timpul am bestial. Bestial, deci suntem primiți acolo, senzațional. Și după aia mergem la mare, că nu ne place în noiembrie la mare. Da, bineînțeles, așa am încheiat și anul trecut turneul, tot așa am avut Suceava și Constanța, vineri, sâmbătă. Și da, sunt două orașe la care ținem foarte mult când plecăm în turneu, pentru că se întâmplă o întreagă nebunie acolo. E foarte cool. Da, și sunt oameni foarte mișto da, și ne distrăm foarte e mult. E mișto la voi că e clar că comunitatea asta de epic folk metaliști, sau mă rog, metaliști, oarecum e destul de apropiată, mai ales că în orașele mai mici, practic, sunt o gașcă de oameni, efectiv, care se cunosc toți între ei. Da, și bineînțeles. În București sunt ansamblu de găși din celelalte orașe care da, exact. Bine, nu e o regulă dacă asculți epic folk metal să asculți doar asta sau... Da, asta-mi zis că metaliștii în general sunt în orice oraș, sunt practic o gașcă, se cunosc toți între ei și îți dai seama când e câte un eveniment de ăsta să vină Anteos în oraș, na, toată lumea vine și că altceva n-ai ce să faci în seara aia care să aibă legătură cu metalul. Și de asta e întotdeauna mișto că na, începe să vă știți între voi, mergem la Târgu Jiu, uite, l-avem pe ăla la Piano, super tare, e băiat, mergem la Constanța, tot așa. Și asta e o chestie mișto din viața de rockstar. Da, bine, repet, acum e foarte mult spus rockstar. E un mod de a spune, dar e mult spus dacă... Mai degrabă aș putea spune instrumentist, de trupete, dacă... Bă, vrei, nu trupete, fiți mă modești. Da. Uite, bă, da, serios. Stai puțin, suntem în România. Gândește-te că toată țara ne știe de dinainte să fim în trupe. Deci așa e comunitatea. Practic ne știm unii cu alții. Ne cunoaștem toți. Dacă mergem la... Nu știu, dacă mergem la un festival, am voie să zic sau... Am întrebat, dacă mergem la Rockstar, dacă mergem la Celtic Transylvania, dacă mergem... Tu care ai venit cu tricou de la festival. De la da. Nu vreau să mă laud, dar... Acolo a fost o întreagă nebunie, na. Ideea e că dacă noi mergem la festurile astea, sunt toate șansele din lume să dai de cel puțin o persoană cunoscută. Deci, nu, zic, cel puțin. Toată lumea te știe pe acolo. Salut, numai saluți, jumătate de zi numai saluți. Da, cum e o comunitate foarte mișto, știi? Dar, uite, asta mi se pare mie aiurea că... Vă e, nu știu, așa, un pic jenă sau aveți modestia asta să ziceți că sunteți rockstaruri? Nu suntem, chiar nu suntem. Păi, nu serios, suntem, adică... Bă, nu sunteți la nivelul ăla de faimă extraordinar, nu știu ce, dar bă, dacă ești pe scenă și cânti ești și dai în tobele și alea cânti, și ai adrenalina artist, aia ești și ești muzician, uită, dar nu ești rockstar. Se uită lumea la tine și dă din cap și creezi energie. Rockstar e mai degrabă o chestie de imagine, să știi că uite și... Imagine, de stil de viață, de... Adică eu... Nu cântă, știi? Nu știu, noi mergem ziua la muncă...
Da. Seara la repetiții și în weekend la cântări. Nu e viață de rockstar, e viață de corporatist o muzician. Nu da, e, exact, na. Adică nu, suntem și noi foarte dizolvați în ceea ce este societatea, nu e ceva... Într-adevăr, poate că chestia asta te pune în evidență un pic mai mult. Dar până la un punct. Da. Până la un punct. Eu, de pildă, mă ocup cu instrumente muzicale, vând chestia asta. Unde? Vezi seama că MC Music. MC Music. Da. Unde aveți sediu? Central e în Rahova, dar magazin e în centru. Și mai sunt și până alte. Uite, e foarte aproape de Craiova, dacă tot ai povenit de Gorj. Adică chiar în Craiova, în oraș. Da. În fine, e un magazin. Ideea e că lumea sună și știe cine ești în principiu, dar tot angajat, ești tot vânzător, ești tot cetățean, ești până una alta. Știi, de-aia zic da, momentul rockstar ăla... teoretic e rockstar teoretic are un statut aparte, e o persoană publică, toată lumea îl recunoaște pe stradă, îl pupă în cur. Mă, dar asta e definiția aia americanească de rockstar, serios, acum... Cine a dat startul? Păi nu, dar stai puțin, se pare că... Nu te gândi că dacă mergem la un concert sau ceva, sare toată lumea pe... Doamne ferește, nu... Rar se întâmplă să vină cineva, băi, vrei să facem o poză împreună sau ceva. Bine, foarte... Bine, chiar e modestă că e asaltată, știi, dar... Nu mă surate asaltată, ce aveți? Nu știu, mă, cumva, ok, dar noi în România, dacă e s-o iei așa după definiția voastră, practic n-avem niciun rockstar, că nu e nimeni vreodată Am care... Avut. Cine? Florin Salam? Florin Salam. Fii atent, uite, depinde de ce perioadă vorbim. Acum, dacă vorbim de era internetului, într-adevăr nu mai e nimeni rockstar pentru că internetul ne-a făcut pe toți accesibili. Așa. Eu, într-o secundă, pot să-i scriu lui Delia, apropo de exemplu, pot să-i scriu pe pagina și poate îmi răspunde chiar Iana. Dar acum 20 de ani, când aveai doar televizorul, faptul că îl vedeai pe Cristi Minculescu la televizor, deja l-a transformat Dumnezeu. Știi? Da. Wow, te-am văzut la televizor și așa mai departe. Știu pentru că în adolescență mă duceam la concertele lor și eu mi nu venea să cred că îi vedeam pe oamenii ăștia în fața mea. Când eu eram obișnuit să-i văd doar la televizor, știi? Da, asta cred că era internetul ne-a nivelat pe toți, da, să știi. Asta era probabil cu orice fel de artist, că și eu când am făcut poze cu Mihai Treistariu, mi se părea extraordinar. Că na, la Motru venea și la fel, când am primit autograf, mi-am amintesc, Doamne, ca și cum ar fi fost ieri, am primit autograf de la Minodora la Maxim și... Mi s-a părut extraordinar că tot așa era o tipă pe care o vedeam la televizor și nu venea să cred că e în Motru și că mi-a mâzgălit mie pe foaie. Da, așa era percepția față de ei atunci, da. Dar cumva asta nu, adică asta era despre orice om care apărea la televizor și nu neapărat că ascultam eu acasă Minodora la Maxim sau cum plăcea muzica ei sau ceva de genul. Și la fel în generația mea a fost și cu Minculescu, pe care sincer nu cred că l-a ascultat nimeni la modul serios în generația mea, pentru că noi deja eram emo, eram edgy, eram dăștea. Minculescu era prea lightweight pentru noi. Barba ta îmi creează confuzie. Câți ani ai? 26. What? Tu câți ani ai dat în previziu? A fost coleg de clasă cu mine. Nu ascultam. Știi, mai mare ca voi cu vreo 4 ani, dar voi arătați mai bătrân ca mine. Și de-aia mă, și gândeam, ziceam... Cristi Miculescu n-a prins generația mea și mă gândeam, asta e puțin, câți ani ai? Cum adică n-a prins? Păi nu mă, da, serios, era destul de mare diferență de 4 ani chiar și atunci între generații. Bine, acum dacă e să iei 4 ani puțin. Înapoi... Acum, când eram eu la liceu cel puțin, să te duci în piața Constituției sau în piața Revoluției să vezi un concert Iris, să fie și Cargo pe același afiș, să fie și, evident, Moca, organizat de primărie sau mai știu eu ce festival, și era mare lucru. Bine, acum cred deci că e și... Era mare, nu glumesc, era chiar metalistul obișnuit de acum, nu să mai se ducă la Biris în viața lui. Deci nu mai are nicio treabă cu mișcarea aia, e clar. Mult mai privilegiat. Deci ce au ei acum era ce consideram noi la vremea aia, că nu o să vedem în viața vieților noastre. Chestia deci... e că, bine, e clar o diferență culturală că noi, fiind în Motru și, cum să zic... neavând acces la concerte Iris toată ziua și astea, probabil și de-aia nu prea ascultam. Da, ascultam și noi la petreceri noaptea vrăjitoarelor, cum era? Ziua vrăjitoarelor. După amiază. Branciu vrăjitoarelor.
Da, bun asta. Și că gen, da, dar n-am auzit pe nimeni să fie super entuziasmat de Iris sau ceva, că noi am fost direct, dacă mamă, și eu ascultam Baby tu vei fi a mea, ca un răsărit de soare. Și fii atent, după noaptea grea. Piesa aia a apărut înainte să te naști. Păi serios? Și cumva, tot rog, sufeream la un moment dat pe piesa aia. N-aveai cum. Pentru noi, având în vedere că nu venea niciodată nicio formație la noi, era la modul că fie că asculti Iris, fie că asculti pe, nu știu, cea mai șmecheră trupă din America, era același lucru, pentru că oricum nu-i vedeai pe niciunii. Îmi amintesc când eram eu în clasa a 8-a, și am cântat la zilele orașului. Oh, respect. Înainte de compact. Și a fost într-adevăr pentru mine era o realizare imensă, adică nu eram cum am ajuns eu să fac chestia asta. Și țin minte că după ce am cântat, whatever, eram cu o gașcă de prieteni. Doamne, câtă distracție am fost la concertul ăla compact, zici că erau acum da, cine bravo. Știe ce într-adevăr erau da. Super mișto și foarte bine văzuți și în continuare au rămas niște zei, dar i-am ridicat așa pe un piedestal și era întreagă nebunie. Da, într-adevăr, percepția e cu totul alta. Și mai e cu totul alta. Da. Bine, în ziua de astăzi, având în vedere că toată interacțiunea asta a devenit cumva mai personală, public, artist, vezi pe Instagram, postări, ce face zi de zi, unde se duce, cum e viața lui, cum mai deja, da, e mult mai... Cumva mă gândeam tot la chestia asta, adică voi când erați adolescenți edgy și astea și ascultați metale, nu vi se părea prea light așa Iris? Nu. Depinde nu, dacă sufeream sau nu. Ideea este ideea în felul următor. Câteodată intra bine. Da. Da. La noi, nu știu, vorbesc acum de tineretul bucureștean, ca să zic, da. Emergent la vremea. Era un eveniment totuși. Știi, nu venea toată lumea, nu pot să spui că era toată lumea. Într-adevăr, la anumite vârste insiști să ieși din tipare și să fii cât se poate de diferit de ceilalți. Da. De-aia, na, e și underground-ul cum e. Dar atunci era un eveniment, cel puțin pentru mine, eu mă bucuram de orice concert Iris. Și eram și puștul ăla super pistolog. Da. Deci și acum țin minte... Nu te-ai schimbat foarte mult între timp, tot pisolog ai rămas. Acum sunt un bătrânel pisolog, știi? Da. Atunci eram un puș super pisolog și îți dai seama că, chiar și acum țin minte, actualul Mojo înainte se numea Backstage. Și au avut concert Iris fix în seara în care a jucat Steaua cu Middlesbrough la București. Deci țin și acum minte. Țin și acum aminte, frate. Și săracul Cristi, că el bolnav, în fine, pe lângă faptul că nu termina un pahar de vodcă și comanda altul, eu eram ăla care îl futea la cap și îl întreba ce piesă, că aia era, nu că eram fan Iris, eram de la un super nerd care chiar căuta să vadă ce albume au scos. Care nu era fericit cu el însuși dacă nu știa silabă cu silabă fiecare piesă din toate albumele pe care le-au scos. Nu erai true. Dar normal, exact. True cult. Știi? Și îți dai seama cum era să mă duc la el. Cred că era muci, cred că n-avea niciun chef. Acum simt pe pielea mea ce înseamnă să fii super obosit după o cântare. Da, să mă duc la el să zic, Cristi, dar când o să cânti cei ce vor fi? Cristi, dar când o să cântați aia și nu știu ce? Și când odată mi-a dat un daf de vodcă în față și mi-a zis, și așa mai departe, atunci mi-a frânt inima pe veci. Da, de-aia nu-i bine să-ți întâlnești idolii. Da, asta e. Da. Și așa era atunci, te duceai la un concert de club și părea un super eveniment. Și mai ales că nu se întâmpla altceva. Pot să spun că a început să se miște showbiz-ul în România. Că au început să vină trupele din afară, mai exact. Pardon. Din 2007 încolo, știi că a apărut, începuse Best Fest sau Festival, cum îi spunea atunci, așa a venit. Marilyn Manson, Alice Cooper, asta în 2007. În 2008... Feblețea mea fixă mea la Dabacu, a venit Judas Priest. Acum spune toată istoria concertelor din 2007 până în prezent. Și, genul. Și pe măsură ce au început să vină trupele din afară, au început trupele din țară să prindă curaj, să fie băgate în seamă, să se organizeze cât de cât cluburile, să facă concerte și așa mai departe, știi? Așa au evoluat lucrurile, dar până atunci asta aveai. Asta era showbiz, asta era ce găseai în România. Acum, într-adevăr, ai tot ce vrei. Vin toate trupele posibile. Din potrivă, eu când mă uit la adolescenți și zic, aoleu, de ce vine Popescu și nu vine Ionescu? Că noi la vremea aia ziceam, bă, vin ăștia și nu credeam că o să vină vreodată. Deja da, asta e că s-a schimbat un pic percepția.
La noi, la noi dacă la nu venea nimeni, puteai să asculti orice chestie de oriunde, cât mai underground, cât mai whatever. Și cumva, dacă cineva din gașca aia de rockeri, că era una singură, începea să asculte o chestie și o începea să o vândă ca și cum aia ar fi the shit, trebuia să asculte tot și să știe toate versurile și asta, că altfel na, te ostracizau. I know that first hand, că și la noi erau chiar lucruri destul de nasoale. Gen, ai tricou pe tine, nu știi trei piese, ți-ai pumnul. Da, clar. Nu glumesc. A existat chestia asta pe vremea. Acum când mă... cheamă pe chitaristul de la... Da, era... Exact. De pe tricou, nu știi? Exact, și după aia, spre marea mea rușine, în clasa 12 am devenit eu teroristul ăla. Normal, păi așa funcționează bullying-ul ăsta. Da, și la voi era chestia cu Pokémonii? Da. Și la voi. În primul și în primul rând, acum realizez că toți porneam de la Pokémon. Normal, și evoluai, ca lumea exact ca Pokémon. Dar după aia îți plăcea să te iei de puștul care își pune primul tricou în viața lui și să-l iei la mișto, știi? Deci, da, cumva... acum bineînțeles că mi se pare stupid în ultimul hal, dar numai că încă se practică în anumite... Păi, era ca o chestie de inițiere, știi, că făceai 14-15 ani, începeai să umbli cu rockerii, te luau toți la mișto că erai fraierul grupului, cărai ghiozdanul, cărai ghiozdanul. Acum sunt unii care au prins într-adevăr vremuri crunte. Ăștia care au prins garda veche din anii 80 și au crescut în anii 90, își luau la bătăi și la capace de nu se vedeau. Da. Pentru că ceilalți au crescut într-un mediu foarte dur. Mm. Adică, uite, noi n-am fost feriți de flegme și injurii din partea cocalului. Păi nu știu, eu am fost ferit. Da, gagicile, I wonder why. Da, gagicile întotdeauna de get a pass, știi? Am fost martor și la gagici bătute, s-a liniștit. Serios? Da. Dar ăilalți, în schimb de dinainte, le-au prins pe toate. Pe lângă faptul că ieșeau bătăi în toată regula cu cocalarii, băteau și miliția sau jandarmii mai târziu. Că asta era, te vânau. Ce puteai să faci? Că acum, dacă stau bine să mă gândesc, mi se pare amuzant. Pentru că, ok, poate că eu nu mi-am luat neapărat bătaie, dar simți privirile. Știi? E clar că nu e amuzant, dar cumva se romantizează orice chestie după ce trece un anumit timp, știi? Adică întotdeauna ți amintești oarecum cu plăcere, chiar dacă bă, atunci era super nașpa și îți luai bătaie și te uita lumea urât la tine și erai privit așa oarecum ca pot să vorbesc doar numele meu și crede-mă, nu e nimic romantic aici. Da, nu ți amintești oarecum cu plăcere de vremurile alea? Îmi amintesc cu plăcere de anumite trăiri. Mm-hmm. Recunosc că mi-amintesc cu plăcere când am ascultat albumul În ceas esforat de la Metallica vreo 6 luni de zile, nu mă săturam de el. Mm-hmm. Aveam 13 ani atunci. Deci asta mi-amintesc cu foarte mare plăcere. Mi-amintesc tot așa cu foarte mare plăcere alte albume noi pe care le-am ascultat obsesiv și de care nu m-am săturat. Un an de zile nu m-am săturat de ele. În schimb, nu mi-amintesc cu plăcere că ocoleam blocuri, că știam cine mă așteaptă. Ok. Deci, de asta nu mi-amintesc cu plăcere, pentru că, într-adevăr, am scăpat ieftin față de alții, dar nu au fost vremuri prea plăcute din punctul ăsta de vedere, știi? Și de atunci a devenit cât de cât, vorbesc strict în numele meu, sau așa, din exterior, că nu pot să vorbesc în numele fiecăruia, de-aia a devenit și rockerul un pic mai extremist, pentru că Da. E burdușit de traume. Dar nu era oarecum așa o chestie că gen, ok, te certai cu cocalarii, certai, te flegmau și te băteau. Da, ok. Nu te certai cu ei, că tu erai ăla slăbunoc. Cumva nu era așa o chestie când vedeai alt pletos cu tricou cu metale, ca și cum vă înțelegeați din start, din prima și era super tare? Îți venea să mergi să-l iei în brațe, nu? Exact. Deci, mamă, bă, wow, ce tricou mișto, de unde l-ai luat? Ce asculta? Deși toată lumea lua din același loc, dar nu contează, mamă, de unde e tricou? Da. Știi? Nu, asta era mișto, într-adevăr, dar asta e și o chestiune specifică vârstei, că na, la 13-14 ani vrei să-ți afirmi o identitate și te asociezi cu grupul tău, cu tribul tău, vrei să fii acceptat și așa mai departe. Dar acum nu mai are sens. Dracu, ai 30 de ani, te gândești. Oare calificarea mea va mai conta peste un an? Da. Știi? Deci nu te mai interesează lucrurile astea. Atunci, într-adevăr, asta era mare. Acum nici nu-ți mai iei bătaie pe stradă, știi? Nu mai e atât de... Împotrivă. Dar nu, dar asta e, că a devenit totul super monoton. Adică nu te mai deosebești cu nimic, de nimeni. Păi și e frumos. Păi, e liniștitor până la un punct. Că dacă ești un nerd, crede-mă, și chestia asta poate să îți creeze o anxietate super mare. Că nu te ce mai rost am pe lumea asta? Nu că nu te mai bate nimeni, dar cu ce mă mai deosebesc eu de cineva în momentul de față? Care e rostul meu? Știi? Da. Na.
Bă, sunt foarte multe chestii acum care îți provoacă anxietate și dacă, adică, în orice caz, le găsești tu pe ăla, știi? Adică, sunt sigur că, dar chiar, voi credeți că cocalarii sunt anxioși? Da, dar din cu tot alte motive. Din ce motive? Mă, din ce ei trebuie sunt cocalarii anxioși? Uite, asta e o teză de doctorat. Bună întrebare, da. Și pentru că există o teză de doctorat. Dacă îl știi pe Adrian Șchiop, nu. Trebuie să-l știi. Nu, îți zic, îl știi pe Adi Șchiop. Mă bucur. Personal, nu știi personal, dar s-a făcut și un film despre chestia asta. El este un tip care a scris un roman extraordinar. Trebuie să-l recitesc, e prea șmecher. Se numește Soldații Poveste din Ferentari. El practic e un tip, cred că pot să spun deschis, că el nu se ascunde, e un tip gay, care originar fiind din Sibiu, s-a mutat la București și el și-a găsit chirie în Ferentari ca să-și facă doctoratul pe manele. Și a stat acolo, bine, mă rog, în roman e și o poveste de dragoste cu unul cu care, na, are un trecut foarte tumultos, gen crescut pe străzi, în pușcărie, și el homosexual și așa mai departe. Doar că crescut în stradă, na, profită de săracul băiat. E, și el și-a făcut doctoratul pe manele și stă numai printre ei, stă numai în Ferentari, împarte chiria cu cineva. E o chestie care, de la care am învățat foarte multe. Mm-hmm. Mai ales că eram genul de om care prinsese foarte multă ură pe o chestie. Nu are rost să zic pe cine exact. Că nu mă deosebea cu nimic de toată România, dacă stai bine să te gândești. Mm-hmm. Dar de aici am învățat foarte multe. Știi, și asta e, că în cazul în care te întrebi ce poate să îi creeze unui cocalar anxietate, poți să găsești în romanul lui sau în teza lui de doctorat. Din punctul meu de vedere, ține de faptul că el trebuie întotdeauna să demonstreze ceva. El trebuie să se afirme în fața tribului. Că are ceva de oferit. Că dacă nu, e mâncat. E mâncat. Ei cresc, să zicem, după alte legi, după niște legi mult mai dure, prin care dacă tu nu te-ai afirmat într-un mod anume și mai ales dacă ai ajuns în pârnaie sau nu, ești exclus. Și excluderea în cazul ăla. Din contră, cred că pârnaia îți dă un anumit grad de legitimitate. Păi asta zic, nu, asta zic. Dacă nici în pârnaie n-ai reușit să obții acel statut, uite, mai e o carte pe care ți-aș recomanda-o, dar, în fine, aici e vorba de alt autor și de alte teme, dar dacă ai auzit de Vasile Rnu și dacă l-ai citit, îți recomand să-l citești oricând. În fine, ideea e că dacă ei trebuie să demonstreze foarte multe chestii, de la cel mai bogat la cel mai sărac. Pentru că viața pentru ei e o permanentă luptă. E o permanentă luptă și tot ce vezi în manele este în realitate fix ceea ce simt ei. Deci acolo e anxietatea, acolo e toată anxietatea din lume. Fiindcă ce ai? Îi ai pe ei tăi, care te acceptă condiționat, și mai suntem noi, restul, care îi urâm necondiționat. Ok. Știi? Deci, de acolo poate să fie anxietatea cocalarului. Pentru că noi râdem de ei că vorbesc de bani și mai știu eu ce dracu, dar adevărat e că viața e dură și ei atât au învățat că dacă nu au chestiile astea, sunt nimeni pe lumea asta. Știi? Da, cred că e, da, într-adevăr, cred că e destul de anxioasă treaba asta. De-aia mă foarte mult să-ți dependezi de jocuri de noroc, da, de chestii da. De genul. Bine, aia e o treabă psihologică în general, ca și de alcool, ca și de țigări, ca și de droguri, ca orice altceva. Caut să compensezi, să umpli un gol, că de, nu, e... Da, frate, nu, trebuie să umpli un gol. Păi umble. Bine. Eu hai să vorbim despre anxietatea rockerului. Ar trebui să încep să, cum să zic, să branduiesc vinul ăsta și podcastul ăsta să fie practic cea mai bună reclamă. Măi, da, să știi că chiar, e o idee. Chiar e bun. Eu sper că ți-am făcut de marketing. Da, e foarte bun. Foarte îți dai seama că toată lumea o să zică, bă, da, ce-a băut ăsta. Păi știi, da, frate, nu... dar cum să zic, întărești stereotipul de rocker până la urmă, nu? Nu, stereotipul de rocker trebuia să am vodka. Bine, de față e că ăsta e rockerul vechi. Vezi? Rockerul vechi. Vezi câte nișe sunt pe lumea asta? Nu, deci... de asta vă chem ca să văd rockerul cum mai sunt rockerii. Rockerul nou e cu apă plată, nu? Rockerul nou. Nu, rockerul nou e cu Cuba Libre. Cuba Libre. Sau... Bă, e cea mai mare țeapă Cuba Libre, frate. Am băut într-o seară toată noaptea Cuba Libre, deci am fost la berăria H. Așa. Și... Poftim? N-a fost niciodată, dar nu spune. N-ai fost niciodată, e ok.
Am fost la Berăria H și, mă rog, avea o ofertă ceva, dădeai niște bani la început și beai Cuba Libre toată noaptea. Și am băut Cuba Libre toată noaptea și nu m-am îmbătat pentru că gen, am băut practic 5 litri de cola. Și cu mult zahăr și cu mult chestii și e greu să te îmbezi de la Cuba Libre, frate. Te înțeleg, un tip așa fit ca tine chiar s-ar sub... Uite, vezi, motiv de anxietate, ai băut cola, prea multă cola. Când ai vrut să te îmbeți. Păi, și nu te-ai îmbătat pentru că ai băut prea multă cola. Păi nu, dar practic asta a fost că dacă, ok, bei alcool, dar pui zahăr în el și pui cola și toate care și așa, da, corect. Nu da, te mai îmbeți. Nu mai faci nimic, da. Da, corect. Și practic rămâi cu caloriile. Deci, nu, deci consideră-te norocos că ai vinul ăsta da, fenomenal. Adevărat. Asta, da, mi se pare cumva, cred că lumea care mă urmărește are... o impresie despre mine că sunt alcoolic sau ceva, că la noi, adică de fiecare dată la podcast se bea, că na, foarte bine. E un, cum zic, un lubrifiant social, mai ales cu oameni. Da, lubrifiant. Da, e un lubrifiant social, adică, na, serios, e prima oară când vorbesc cu voi, uite și bine merge conversația. Dacă vă dădeam doar atât. Lubrifiant social, deci societatea e o pulă. Oh my God. Nu neapărat. Permitem să... mă opresc. Cum ai că e juracăriță și te, cum să zic, te jenează cuvintele? Nu mă jenează cuvintele, da. Te jenează el? Mă jenează el uneori, da. Uneori vorbește prea mult și prea prost și nu știe când se oprească. Am da, de aia v-am chemat aici să vorbiți. Deci data viitoare să mă chem ca să mă opresc. Că e recunoscut pentru asta. Mă gândesc cum ar fi fost să fie el vocalist în trupă. Să trebuiască să comunice el cu publicul. Cred că ar fi o oră comunicare cu publicul și jumate de oră cântat. E pe energie așa, e pe hype, nu știu. Pare așa super intens. Cred că ar fi ok. Trăiește periculos. Să nu iei pâinea. Sunt multe lucruri care trebuie spuse, știi? Asta e, na. Da. Avem rar ocazia să comunicăm. Cum adică? Băi. Aveți ocazia în fiecare zi să comunicați. Trebuie doar să apăsați pe butonul de live de la Facebook. Nu, asta nu e... E ce? Știu, e... Mai, uite, hai să zicem, poate că tu ești certificat. În ce sens? În ideea că tu inviți oameni. Da. Nu poți să spui că vorbești totdeauna singur, dar așa dacă face toată lumea chestia asta, ce are ieșit? Bă, sunt unii oameni care nu prea au chestii de zis, dar na. Păi vezi? Nu, uite, eu să spun sincer. Eu n-am făcut niciodată un live pe Facebook, eu care fac emisiuni cu reflectoare și chestii. N-am făcut niciodată un live pe Facebook, mi se pare stupid. Dar gen, e, cum să zic, un mod super ok de a comunica cu fanii, de a ține legătura, whatever. Alexandru Cumpărașu, candidatul la prezidențiale, și-a clădit ăia 1,6% din votul. Băi, românilor, treziți-vă la realitate! Exact. Da, bine, asta nu înseamnă că e neapărat un lucru bun. Uite, băi, vezi, românilor! Uite, vezi, noi... Veniți la concerte, la Anteos, treziți-vă exact. La realitate! Trebuie să facem și noi asta, să mergem pe modelul Cumpărașu. Cine știe? 1,6 poate câștigăm și noi, în plus la concerte. Serios, e o chestie că ziceți că nu comunicați cu whatever. Nu vreți, adică gen, puteți să vă luați un telefon să-l puneți în loc de camera asta să fie live. Lumea vă scrie și voi răspundeți la întrebări. Da. Cum și ție ți se pare stupid, la fel mi se pare și mie. Nu corect, cred că aș putea să fel, fac adică... chestia asta. Da, nu, cu ce... Ce mă recomandă pe mine să le vorbesc cu oamenilor, știi? Adică că tocmai asta nu e... Nu te recomandă, că nu vorbești neîntrebat. Adică te întreabă ei, hei, când mai veniți la Slobozia? Da, într-adevăr. Chestia asta o facem mai mult. Genul ăsta de comunicare e făcută mai mult pe Instagram. Mm-hmm. De pe Instagramul trupei. Știi că e chestia cu type of question acolo, nu știu. Da. Acolo mai postez eu chestii unde primim întrebări la care răspund și whatever, dar să fac un live unde trebuiască să stau să vorbesc așa singură, nu știu dacă mi s-ar părea ciudat. Într-adevăr, poate facem un live în momentul în care ajungem la o locație super drăguță în timpul soundcheck-ului sau în timpul concertelor facem live, dar nu să stăm așa să trâncănim aiurea în fața camerei, cel puțin nu m-aș regăsi în genul ăsta de activitate. Da. Deci ultimul vostru album Renăscând. Vineri la Suceava, sâmbătă la Constanța. Exact. Trebuie menționat la Suceava în 31 Motors.
Mm-hmm. Da. Și la Constanța... Nu, ne ascultă nimeni în Suceava, oricum a zis așa. Da, bine. La Suceava, da. Na, 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 și na. În Constanța local. Exact. Da. Da, am și eu concert în Constanța, joi, la Tribunalul Constanța. Da, a fost Tudor și Loredana de la Anteos. Ăsta a fost Casual Friday Podcast. Pa! Pa!